Să vedem acum care sunt consecințele unei stime de sine scăzute. În primul rând, ca adult voi avea relații nefericite. Dacă tu nu crezi că meriți, că ești suficient de bun și nu ești conștient de propria ta valoare, vei accepta relații abuzive, relații toxice, gândindu-te că poate nu pot să găsesc pe altcineva. Faptul că m-a acceptat așa cum sunt eu e extraordinar și eu trebuie să fiu recunoscătoare pentru asta. Dacă mă abuzează, nici măcar nu sunt conștientă de abuz, dar foarte multe femei se întâmplă să intre în astfel de relații și să fie ani întregi în relații abuzive. Tu ce spui? Ești de acord?